Bulevardul din centrul orașului Hațeg va fi reabilitat complet prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Edilul urbei, Adrian Pușcaș, spune că i-a fost propus ca drumul național ce tranzitează orașul să fie mutat pe centura Hațegului. Însă nu se poate realiza acest lucru, obținând doar avizele necesare pentru modernizarea sa. Odată implementat acest proiect, vor fi amenajate și câteva sute de locuri de parcare. Pentru drumul care trece prin centrul orașului avem un proiect în implementare, un proiect aprobat prin Angel Salini, care va prevedea modificarea zonei centrale orașului Hațeg, pornind de la strada Nicolae Titulescu, la magazinul Lidl, până la parcul central. Acest proiect este un proiect, deși multă lume solicita să facem schimb, că este drumul care trece prin centrul orașului, este un drum național. Și ni se solicita să facem schimb. Da, cei de la Compania Națională de Drumuri. Ce fel de schimb? Să facem un schimb cu centura, să noi să predăm centura la Compania Națională de Drumuri și compania să ne predea centrul orașului. Nu se poate, sunt anumite impedimente, dar am reușit să obținem acordul lor ca să modernizăm această zonă centrală a orașului. Va fi două benzi de circulație pe fiecare sens de mers, cu parcări unde se poate, parcări oblice, parcări longitudinale unde nu este spațiu suficient, și vom crea mai multe locuri de parcare și vom descongestiona traficul, o problemă care o avem și noi la momentul actual în orașul Hațeg.